Am avut un ministru al apărării cu grad de colonel, colonelul Vasile Dâncu, da? Ceea ce, sigur, nu e nimic greu, dar ca să zicem așa, a existat o dispută probabil în momentul de față între colonelul Vasile Dâncu și președintele comandant al forțelor armate, domnul Klaus Iohannis. Și acum, domnul Ghilezan, sunteți cu noi, de la ce s-au luat, domne? Dumneavoastră, ce informații aveți? Că apoi vă arăt și ce scrie Dan Andronic astăzi în evenimentul zilei. E interesantă fraza de ieri dimineață în care a spus că nu a avut puncte de discuții cu Klaus Iohannis. Imposibilitatea colaborării cu Klaus Iohannis. Da. Exact. Imposibilitatea colaborării cu Klaus Iohannis. Iar întrebat de presă după vreo 2-3 ore, n-am mai comentat acest lucru. Și am stat ieri la radio Gold FM și ne-am minunat. Păi dacă suntem în stare, înseamnă că nu suntem în stare de război. Dacă ministrul de război nu vorbește cu domnul comandant suprem al forțelor armate, înseamnă că e o mimă de stare de război. E din informațiile noastre rezidă că nu prea au stat de vorbă cei doi, ci un emisar bine interesat l-ar fi sfătuit pe Dâncu să demisioneze, că președintele este foarte nervos. Dar în condițiile în care colonelul Dâncu s-a întâlnit cu generalul de cu trei stele, Nicolae Ciucă, lunea trecută, deci în urmă cu 7-8 zile, și s-a ieșit de acolo fele vis, fele bor, jumătate vin, jumătate apă. Adică domnul colonel Dâncu a fost plecat să reprezinte țara săptămâna trecută și n-a fost niciun șucăr. Cineva s-a șucărit. Eu cred că e un factor mai degrabă extern, pentru că Vasile Dâncu a fost premiat de actorașul cel viteaz, eroul planetei, de Zelenski. Bravo. Ei, el a dat un interviu buclucaș la acum vreo 2 săptămâni și jumătate la Prima TV, în care a spus aceleași predicate ce le spunem noi de 6 luni de zile, că ar trebui să înceapă dialogul de pace, iar Ucraina să renunțe la teritoriile sale. Pur și simplu acest lucru a susținut și el. Nu s-ar fi întâmplat nimic în România, nu s-au sesizat umeurile de presă despre declarația de la Prima, m-am uitat în zilele acelea, până ce marele luptător al cauzei creștinătății și a civilizației occidentale, Vladimir Zelenski, nu s-ar fi rățoit în public împotriva lui Dâncu. Și dintr-o dată Dâncu a devenit un subiect planetar. În condițiile în care el a fost decorat de către Zelenski. Deci e cineva acolo, PSD-ul, de exemplu, suspect, nu mai vrea acest minister, și eu cred că trebuie să vină mișcarea în plic euroatlantică, ori de la Bruxelles, de la Washington, ăsta îl scoatem din plic. Ăsta e numele. Deci probabil că în România nu se știe cine este ministrul, viitorul ministru al apărării, știm doar că interimatul este asigurat de generalul Ciucă. Stai puțin, Manu, mă auzi? Hai că avem o chestiune, așa. Încearcă să conectezi cumva telefonul, să-ți dau numărul telefon al doamnei Monica Pop, care urmărește podcastul și a văzut faza cu Raed Arafat, și poate reușim să o sunăm pe telefon pe doamna Monica Pop, că înțeleg că e foc și pară, ca să spunem așa, în legătură cu ceea ce face acum domnul Raed Arafat. Ar fi interesant să avem o reacție a doamnei Pop. Deci pregătește cumva, asta voiam să... să vorbim. Doamna Pop nu e cu video, nu e cu tehnologia. Da, nu e cu tehnologia cu video, înțeleg, dar încercăm să o contactăm. Hai să facem altfel, de fapt, dacă să mă gândesc. Manu, nu vrei să facem așa? O sun eu pe doamna Pop ca să nu ne complicăm? Da, e cel mai bine și o și auzim aici în toată chestiunea asta.
Ia să vedem, că poate reușim în felul ăsta să scurtăm circuitul, ca să zicem așa. Ar fi interesant. Da, da, hai să mai vorbim un pic, imediat o să împă, doamna Pop, despre chestiunea asta cu, cu ce se întâmplă cu Dâncu, ca să nu pierdem firul. Oameni buni, vreau să o provoc amândoi și pe tine, Victor, și pe tine, Marius, să discutăm totuși puțin dincolo de faptul că ne place, nu ne place Dâncu, că nu știu ce. Bun, nu contează. Nu despre asta. Eu sunt ultimul care poate, iartă-mă pentru paranteză, eu sunt ultimul care poate fi suspectat de orice urmă de simpatie pentru Dâncu. L-am călcat pe Dâncu ani de zile în picioare și la Antena 3 și la RTV, dar de data asta a fost dat afară pentru o dacă ăsta e motivul oficial, cel comunicatului, a vorbit gura fără el, pentru o declarație cât se poate de decentă și de bun simț. Dacă au avut ei alte combinații în spate, dacă a semnat, că a apărut la un moment, dacă ar fi semnat niște documente fără știința înaltului, care ar fi pus România într-o situație de nu știu ce. Din câte am înțeles eu, ar fi vorba de niște întovărășiri cu francezii la nivel militar, în detrimentul americanilor. Și de aici s-ar putea să-ți vină și răspunsul de ce l-au dat afară pe Dâncu. Dar pentru motivul public, Dâncu nu avea ce să caute la dat afară, Dumnezeule. Poți să-l dai afară pentru prestația pe care a avut-o la Ministerul Apărării, dacă tu consideri că e nesatisfăcătoare. Poți să-l dai afară pentru simplu motiv că nu mai susține propriului partid, da? Și un partid de coaliție și așa mai departe. Dar nu că a făcut o declarație de bun simț. Bă, toate războaiele s-au terminat după negocieri printr-o pace. Ce dracu a spus Dâncu la locul lui? S-a spus așa, stai puțin, că astăzi Dan Andronic, foarte bun articolul din evenimentul zilei, hai să-l arătăm, Manu. Dan Andronic semnează un articol intitulat Culisele demisiei lui Vasile Dâncu, o decorație primită de la Zelenski l-a înfuriat pe Klaus Iohannis. Și atenție, Dan Andronic dezvăluie aici o chestiune foarte, foarte tare, și anume că domnul Dâncu, da, a fost decorat, atenție, de Zelenski, cu o decorație intitulată Ordinul Prințului Iaroslav cel Înțelept, gradul 3, înțelegi? Înțeleg că a fost această decorație dată domnului Dâncu, chestiune care, pe care n-am primit-o nici ministrul de externe Aurescu, care e cu Zelenski toată ziua în gură și strigă slava Ucraina și în somn, cred că la un moment dat Aurescu se trezește, primul lucru pe care îl face dimineața când se trezește, se închină spre și zice slava Ucraina. Klaus Iohannis nu mai vorbesc. Deci Klaus Iohannis cred că are o poză cu Zelenski când e la sală, non-stop, când se duce la chel, se duce mult la sală, domnul președinte, așa. E foarte ocupat. E foarte ocupat. Și ducându-se la sală și-a pus poza cu Zelenski care e în tricoul ăla khaki și cred că în fiecare zi se uită și zice, bă, sunt ca Zelenski, nu sunt ca Zelenski, sunt... Deci e nebun. Bă, ăștia n-au primit, n-au fost decorați. A fost decorat, ce să vezi, Dâncu. Deci lui Dâncu i s-a dat decorația asta, care înțeleg că e foarte importantă la ucraineni, Ordinul Prințului Iaroslav cel Înțelept. Și se pare că de aici s-ar fi născut nenorocirea. Acum, mulți inși care au văzut declarația de la Prima TV a lui Vasile Dâncu au zis, dom'le, declarația asta ne arată cât de rusofil este Dâncu și vorbește exact ca Putin. Pace contra teritorii, cu tare, cu tare. N-a zis așa. Dâncu, cum e el, gargaragiu, că îl știm toți de atâta amar de ani, când vorbește are ceea ce, iertați-mi expresia, popular se numește diaree verbală. Adică dă drumul la cuvinte dacă faci cu Dâncu un interviu, când e vorba după aceea să transcrii interviu. Să scoți o știre. Bă, te iei cu mâine de cap, că deschide propoziții secundare peste fraze încălcite. E o nenorocire curată, deci nu știi de unde să le iei, cum să le apuci la un moment dat. Dacă așa le vorbea și studenților, pe ca oia neuciți, da? Amestecă tot soiul de chestii, te plimbă din filozofie la nu știu ce, când scrie e mai așezat. Dar în rest, încă o dată spun, are diaree verbală. Și în diareea lui verbală de la Prima TV, ministrul apărării a dat-o pe aia, că dacă a ascult declarația aia, n-are punct, n-are cap, n-are coadă, n-are nu știu ce. Începe în care zice, deschide, că ar trebui, că negocieri, dar să stea și ea la masă, dar cu tare, dar nu știu ce. Și de acolo lumea a zis, vorbește pe limba lui Putin ăsta. Ăsta e agent, e rusofil, e putinist, e mama naibii, vai de cap de om. Păi cum mama naibii, mă? A, și după aia l-a certat Zelenski. A arătat așa de la Kiev, Zelenski a arătat cu degetul, ministrul de externe al Ucrainei s-au umflat și ăla, mama, 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 așa, au arătat cu mânuțele în sus, au pus așa, au zis, Dâncule, fii atent, bă, băiatul. Și ăștia au zis, gata, mă, l-a certat Zelenski, s-a terminat. Păi da, bă, dar și premiase, după cum arată Andronic astăzi, că eu habar n-aveam de chestia asta, în articolul menționat, Dâncu fusese a fost premiat, da? Da, da, comunicat de presă, mă, când ne-au dat premii. Da, mă, nu știu, nu urmăresc, mă, toată. Iartă-mă, Victor, am și o scăpările mele, înțelegi? Acum ce m-am mai... Că mai l-a premiat Zelenski pe Dâncu.
Și nu e ce Păi mă, de la primea, de a primea Franța pe Coldea și pe Chioveși și n-am auzit să fie avut vreo problemă. Ai dreptate, bineînțeles. Înțeleg. Pentru servicii aduse statului francez. Da, mă, corect. Corect, exact. Deci, domne, avem această situație care trebuie să admitem cu toții ușor bizară, ca să nu-i spunem altfel, în care astăzi, cum ziceam, Washington Post notează că 30 de democrați din partidul lui Biden, mă, America, ăștia care bag o căruță de bani acum în Ucraina, în nu știu ce, zic, bă băieți, treceți la măsă cu Putin, așezați-vă acolo. Eu cred că Iohannis îi demite pe toți 30. Deci eu cred că Iohannis... Nu râde, mă, că așa e. Ghilezan, ascultă-mă. Eu cred că trimit o scrisoare acum și le spune, vă, m-am curs de miști toți 30, nu mai aveți ce căuta mâine. Dacă mai intre vreunul în Congresul American, v-am nenorocit. Păi nu vă e mă rușine, așa ceva? Adică să ziceți că să fie negocieri de pace? Păi nu se pot face, mă, negocieri de pace decât când va vrea domnul Zelenski, mă. Asta e toată chestia. Cum să vorbiți de negocieri de pace? Vă e rușine. Ne simțiți eu. Cum adică să fie pace pe pământ? Pace cum să fie pace? Chiar mă uitam pe burse azi dimineață. Marile companii americane au avut o creștere de armament. Marile companii americane de armament au o creștere de 13%, unele de 20%, și m-am uitat cu atenție la ziua în care a început urcușul la cele mai importante companii de armament, nu o să le dau numele acum, exact cu o zi înainte de începerea războiului din Ucraina. Popa! Pe cum ăștia, armurierii ăștia știau că o zi înainte că Putin va invada, începeau creșterile de prin 23. Le am salvat în telefon și mă mai oprește lumea pe stradă și mă întreabă de când se termină războiul. Și le arăt pozele astea și zic, uite, când bursele se rostogolesc în halul ăsta și când crește așa de bine dolarul, n-are cum să se oprească acest război. Influencerii marei lumii sunt metalurgiștii săbilor de război. A fi pacifist astăzi înseamnă că ești putinist. Pe noi ne-au făcut putiniști, am scris cartea Războiul în Ucraina, am găsit cuvântul pace, dând search la manuscris, de vreo 60 de ori. Deci am fost acuzat pentru că am cerut pacea. Există condițiile păcii. Nu trebuie toată lumea să se înarmeze și haț la război. Iar colegi de-ai mei de presă, eu nicio față de Ciutacu niciodată nu o să le dau numele, care sunt la UME, la Digi, la Gigi TV, mă, păi am colegi de echipă, la echipa regală de fotbal, a națională regală, și zic, mă, dar voi în fiecare zi anunțați victoria. Cu colonii, cu ăștia. Păi na, ce se face dacă sunt buni jucători? Și zic, mă, dar nu mai câștig odată Zelenski războiul ăla, pentru că dacă deschizi Gigel TV, e ziua victoriei proclamată. Dar ei chiar cred. Iar cred că ăsta este lupta. Am spus, ok, bărbați, sunteți tineri, dar pe vremea... Factura, mă, nu, ăștia, nu le-a venit factura. Nu le-a venit, da. Și zic, măi, dar ăștia sunt cu 20 de ani mai tineri decât mine. Păi zic, bă, Gigi TV are bani. De ce nu mergeți să relatați de pe front? Păi eu am fost pe 4 fronturi. Bine, acum ziarul meu nu mai plătește deplasări. Da. Dar eu așa știu că se face reportajul de la fața locului.